Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț. Mi-am adus aminte de draga noastră, Florence Covășin, pe care am studiat-o foarte mult. Am pus toate cele cinci cărți ale sale integral înregistrate pe acest canal, dar astăzi mi-aș dori să. Vorbesc mai mult despre cum să folosești puterea de care vorbește Florence Covălșin pentru a manifesta o persoană specifică, mai ales că foarte multe uh, persoane vin uh, și cer ajutorul în acest uh, sens, am foarte multe ședințe de mentorat legate de persoana specifică, motiv pentru care... Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva dintre poveștile pe care Florence Covălșin le-a înșirat în cărțile sale și să ne preocupăm doar de acest subiect. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut, vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici și pe site-ul Îndrăznește să crezi unde aveți pachete de mentorat pentru cei care au nevoie de îndrumare, prima carte scrisă de mine și pregătesc, sunt aproape de final, un curs foarte interesant cu conversații interioare pentru a intra mai ușor în starea dorinței îndeplinite atunci când vrem să manifestăm persoana specifică. Să începem! Foarte multe persoane se întreabă dacă poți manifesta o persoană specifică, și deși părerile sunt împărțite. Eu cred că este mai mult decât posibil dacă înțelegem exact ceea ce trebuie să facem în acest sens, pentru că nu este vorba de control, nu este vorba de liber arbitru și am să-mi permit ca din când în când să completez cu părerile mele. Dar mai întâi am să vă prezint din Jocul vieții și cum să-l joci, capitolul 7, Iubirea, câteva pasaje care cred eu că sunt relevante atunci când discutăm de manifestarea unei persoane specifice. Spune Florence covel că fiecare om de pe pământ este pe punctul de a se iniția în iubire. Că adevărata iubire este dezinteresată și lipsită de frică. Ea se revarsă peste obiectul afecțiunii sale, fără a cere nimic în schimb. Bucuria sa este bucuria de a dărui. Iubirea reprezintă o formă de manifestare a lui Dumnezeu și este cea mai puternică forță magnetică din Univers. Iubirea pură și dezinteresată atrage spre sine ceea ce îi aparține. Ea nu trebuie să caute sau să ceară. Din nefericire, nimeni nu are nici cea mai mică idee despre ce înseamnă iubirea adevărată. Când vine vorba despre atitudinea față de ceea ce iubește, omul are tendința de a fi egoist, tiranic sau fricos. Fierzând astfel lucrul pe care îl iubește. Gelozia este cel mai mare dușman al iubirii, deoarece imaginația se dezlănțuie atunci când o vede pe persoana iubită atrasă de altcineva, și invariabil aceste temeri se concretizează dacă nu sunt neutralizate. Iar Florence Covăl ne dă un exemplu care mie îmi place foarte mult. O femeie care a venit la mine era foarte supărată din cauza că bărbatul pe care îl iubea o părăsise pentru o altă femeie și îi spusese că nu avusese nici când intenția de a se căsători cu ea. Vreau să observați circumstanțele acestei femei, da? Fusese părăsită, înșelată și îi se spusese clar că bărbatul nu dorea să se căsătorească cu ea. Femeia era sfâșiată de gelozie și plină de resentimente și a spus că vrea ca el să sufere tot atât de mult cât o făcuse pe ea să sufere. Apoi a adăugat, cum a putut să mă părăsească? Îl iubeam atât de mult! Florence Covălșini a răspuns, Tu nu-l iubeai, îl urai și nu vei primi niciodată ceea ce nu ai dăruit niciodată. Dăruiește iubire perfectă și vei primi iubire perfectă. Folosește această ocazie pentru a te perfecționa. Dăruiește-i o iubire perfectă, dezinteresată, care nu cere nimic în schimb, care nu critică și nu condamnă, și binecuvântează-l oriunde s-ar afla. Nu! nu-l voi binecuvânta decât atunci când voi ști unde se află, mi-a răspuns ea. Ei bine, aceasta nu -i iubire iubirea adevărată, i-am spus eu. Când trimiți iubirea adevărată, iubirea adevărată vei primi fie de la acest bărbat, fie de la altul asemenea lui, pentru că dacă acest bărbat nu este selecția divină pentru tine, atunci nu-l vei mai dori. Întrucât tu ești una cu Dumnezeu, ești una cu iubirea care ți aparține prin drept divin. După ce s-au scurs câteva luni, lucrurile rămăseseră în aceea stare ca înainte, însă femeia lucra cu conștiinciozitate cu ea însăși. I-am spus, că nu vei mai fi tulburată de cruzimea lui, el va înceta să mai fie crud, deoarece tu atragi această cruzime prin emoțiile tale. Apoi am vorbit despre o frăție din India, ai căror membrii nu se salută între ei cu formula bună ziua, ci cu namaste, care se traduce ca salut divinitatea din tine. Ei salută divinul din fiecare om și din animalele sălbatice Cărora nu le fac niciodată rău, deoarece membrii acelei frății îl văd în fiecare ființă numai pe Dumnezeu. După aceea, am adăugat: Salută divinitatea din acest bărbat și spune: Văd numai ființa ta divină, te văd așa cum te vede Dumnezeu, perfect, creat după chipul și asemănarea sa. Femeia a constatat că devine mai echilibrată și că treptat renunță la resentimente. Bărbatul pe care îl iubea era capitan, iar ea îl alinta cap. Într-o zi, femeia s-a trezit spunând: Dumnezeu să-l binecuvânteze pe cap oriunde s-ar afla el. Aceasta este adevărata iubire, i-am spus eu. Iar atunci când vei deveni un cerc complet, și nu vei mai fi deranjată de această situație, fie vei obține iubirea lui, fie o vei atrage pe cea unui bărbat care este echivalentul lui. În acea perioadă eu îmi schimbam domiciliul și nu am avut o vreme telefon, așa că vreo câteva săptămâni n-am mai aflat vești de la ea. Apoi, într-o dimineață, am primit o scrisoare în care îmi spunea Ne-am căsătorit. Imediat ce mi s-a ivit ocazia, am sunat-o. Primele mele cuvinte au fost: Cum s-a întâmplat? O, oh, a fost un miracol, mi-a răspuns ea. Într-o zi, m-am trezit și mi-am dat seama că nu mai sufăr. M-am văzut cu el în aceea seară și m-a cerut în căsătorie. Ne-am căsătorit săptămâna următoare și n-am văzut niciodată un bărbat mai iubitor. O veche zicală spune: Niciun om nu ți-e dușman, niciun om nu ți-e prieten. Fiecare om este maestrul tău spiritual. Așadar, omul trebuie să devină neutru și să învețe de la fiecare seamăn ceea ce acesta poate să-l învețe și de îndată ce își va învăța lecțiile, se va elibera. Acest bărbat a învățat-o pe această femeie iubirea dezinteresată pe care fiecare om, mai devreme sau mai târziu, trebuie să o învețe. Suferința nu este necesară pentru evoluția omului. Ea este consecința încălcării legilor spirituale, dar puțin sunt aceia care pot să se trezească fără suferință din somnul sufletului. În general, atunci când sunt fericiți, oamenii devin egoiști, iar legea karmei se pune în acțiune în mod automat. Ca urmare, omul suferă din cauza lipsei de apreciere. N-am să citesc tot capitolul, dar mi s-a părut uh, o parte extrem de relevantă pentru manifestarea unei persoane specifice și vedem că femeia din uh, povestea lui Florence Covel a renunțat în primul rând la judecata celuilalt, n-a stat să-și mai facă scenarii de ce a părăsit-o, de ce a ales-o altă femeie în detrimentul ei, de ce n-a dorit să se căsătorească cu ea, ci a lucrat cu ea însăși și a reușit să ofere dragostea necondiționată, pentru că de cele mai multe ori spunem. Dacă nu e cu mine, nu vreau să fie cu nimeni, dar în momentul în care iubești cu adevărat un om, îi dorești binele, vrei ca el să fie fericit, să fie împlinit, indiferent dacă acest lucru se întâmplă cu tine sau nu. De asemenea, în momentul în care n-am mai simțit ură, resentimente, frică, toate. Aceste sentimente negative, care de fapt nu o făceau să simtă iubire pentru acea persoană, ci ură, așa cum i-a spus Florence, uh, acela a fost momentul în care ea a primit dragostea lui și s-au și căsătorit. Vreau să continui acum cu o altă poveste din. Uh, Cartea Puterea Cuvântului Rostit este vorba despre capitolul al doilea, intitulat Iată, v-am dat putere, și aici o să aflați lucruri interesante despre persoana specifică, povești care să vă vină în ajutor. Voi începe acum. Darul făcut de Dumnezeu omului este puterea puterea și stăpânirea asupra tuturor lucrurilor create, mintea lui, trupul lui, problemele lui. Orice nefericire vine din lipsa de putere. Omul se închipuie pe sine slab și victima împrejurărilor, pretinzând că înfrângerea i-a fost provocată de condiția asupra cărora nu are control. Lăsat în seama lui însuși, Omul este într-adevăr o victimă a împrejurărilor. Iar când e în legătură cu puterea dată de Dumnezeu, orice lucru devine posibil. Printr-o cunoaștere a metafizicii, descoperim în ce fel poate fi făcut acest lucru. Prin intermediul cuvântului tău, intri în legătură cu această putere. Atunci, în mod miraculos, orice povară ai avea, dispare și orice bătălie e câștigată. Viața și moartea stau în puterea vorbelor tale. Păzește-ți cuvintele cu mare sârguință. În permanență culegi roadele cuvintelor tale. Și celui ce biruiește și celui ce păzește până la capăt faptele mele, îi voi da lui stăpânire peste neamuri. A birui înseamnă a învinge orice îndoieli, frici și vibrații negative. Un om cu o pace desăvârșită în suflet și stăpân pe sine, plin de iubire și bunăvoință, ar putea alunga toate vibrațiile negative. Acestea s-ar topi precum zăpada sub căldura soarelui. Isus Hristos a spus, datu-mi sa toată puterea să aduc cerul pe pământ. Să aducem mulțumiri pentru că se împlinește acum aceasta: căci răul nu e real și nu lasă vreo urmă. Puterea aceasta, Dumnezeiască, se află în tine, e mintea ta supraconștientă. Ea reprezintă tărâmul inspirației, al revelației și al iluminării. Este tărâmul miracolelor și al minunilor schimbări rapide și aparent imposibile se produc spre binele tău. O ușă se deschide acolo unde nu există uși. Resurse apar prin căi nebănuite, căci Dumnezeu are arme despre care tu nu știi. Pentru a lucra cu puterea dumnezeiască, trebuie să-i acorzi acesteia prioritate și să reduci la tăcere mintea rațională. În clipa în care ceri, inteligența infinită cunoaște calea pentru împlinirea dorinței tale. Omului revine sarcina de a se veseli, de a aduce mulțumiri și de a-și manifesta credința. O femeie foarte cunoscută în Anglia a povestit despre această experiență. Ea cerea cu emoție intensă o revelație a existenței lui Dumnezeu. Următoarele cuvinte i-au apărut atunci poartă-te ca și cum aș fi și sunt. Exact asta spun și eu în repetate rânduri. Numai credința activă se imprimă asupra subconștientului, iar până când nu o fixezi în subconștient, nu vei avea rezultate. Am să dau acum un exemplu prin care voi arăta cum funcționează legea. A venit la mine o femeie ale cărei dorințe arzătoare erau o căsătorie bună și un cămin fericit. Era îndrăgostită de un anumit bărbat, însă acesta era o persoană foarte dificilă. După ce fusese atent cu ea și arătase devotament, brusc s-a schimbat și a dispărut din viața ei. Era nefericită, plină de resentimente și descurajată. I-am spus: Acesta este momentul potrivit pentru a te pregăti pentru căminul tău fericit. Cumpără mici lucruri pentru el, ca și cum n-ai avea niciun minut de pierdut. A devenit foarte interesată de cumpărăturile pentru căminul ei cel fericit, deși aparențele ei îi erau cu totul potrivnice. Acum, i-am zis, va trebui să te ridici la înălțimea situației pe care o pregătești și să devii imună la orice resentiment și nefericire. I-am dat următoarea afirmație – sunt acum imună la orice durere și resentiment. Echilibrul meu sufletesc este clădit pe o stâncă, pe Hristosul din mine. I-am zis: Când vei fi imună la orice durere și resentiment, bărbatul acesta sau echivalentul lui îți va fi dat. Au trecut multe luni, apoi, într-o seară, a venit la mine să mă vadă și mi-a zis, am numai sentimente binevoitoare față de acest bărbat. Dacă nu este el alegerea divină, voi fi fericită fără el. N-a trecut mult și s-a întâlnit din întâmplare cu bărbatul respectiv. Acestuia îi părea foarte rău pentru felul în care se purtase. A implorat o să-l ierte. Nu peste multă vreme s-au căsătorit iar căminul fericit s-a materializat. Se construise în jurul credinței ei active. Singurii tăi dușmani se află înăuntrul tău. Dușmanii acelei femei erau durerea și resentimentul. Aceștia sunt cu adevărat șerpi și scorpioni. Multe vieți au fost distruse de acești doi dușmani. Odată intrată în legătură cu puterea dumnezeiască, orice obstacol a dispărut din viața acestei femei. Nimic n-a mai putut să o rănească sub nicio formă. Gândește-te ce înseamnă asta să ai o viață ferită de orice experiențe nefericite. Lucrul acesta este realizabil prin intermediul unui contact conștient cu puterea dumnezeiască clipă de clipă. Cuvântul putere este menționat de multe ori în Biblie și ca să-ți aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îți dă putere să faci bogăție. Un om cu o conștiință bogată atrage bogății, un om cu o conștiință săracă atrage sărăcie. Am văzut oameni în acest adevăr ridicându-se deasupra lipsurilor și a limitărilor prin stabilirea legăturii cu puterea dumnezeiască din ei, fără să mai depindă de circumstanțele exterioare. Încrederea în Dumnezeu îți dă o putere invincibilă, căci numai această inteligență infinită știe care este calea împlinirii. Nădăjduiește în mine și eu îți voi împlini. Tot ce ne poate aduce cunoașterea adevărului e o cunoaștere a faptului că Dumnezeu este singura putere. O singură putere, o singură prezență, un singur plan. Când ai ideea fixă că există în Univers o singură putere, puterea divină, orice aparență de rău va dispărea din lumea ta. Pentru a obține o dovadă, trebuie să recunoaștem o singură putere. Răul vine din închipuirile zadarnice ale omului. Retragei răului orice putere și va fi neputincios în a te răni. Am să dau un exemplu care arată cum funcționează legea. Eram într-un restaurant împreună cu o prietenă care a vărsat ceva pe rochie. Era sigură că pata nu o să mai iasă. I-am spus, o să-i administrăm un tratament. Am făcut următoarea afirmație, răul este ireal și nu lasă nicio pată. I-am spus apoi, Acum nu te mai uita, lasă în seama inteligențe infinite. Peste vreo oră ne-am uitat și nu mai era nicio urmă de pată. Ceea ce este adevărat în privința unui lucru neînsemnat, este adevărat și în privința unui lucru măreț. Poți folosi afirmația aceasta pentru greșeli trecute sau pentru ghinioane din trecut și, cumva, sub har, efectele vor dispărea, nu vor lăsa nicio pată. Mulți oameni folosesc puterea personală în locul puterii divine, ceea ce produce întotdeauna o reacție nefericită. Puterea personală înseamnă să-ți impui cu forța voința proprie. Voi da exemplul unei femei pe care am cunoscut-o în urmă cu multă vreme. Ea s-a căsătorit cu un bărbat care lucra la un ziar ca autor de benzi desenate comice. Desenele lui necesitau cunoașterea argoului, limbaj pe care el îl folosea cu orice ocazie. Ea a hotărât că soțul ei trebuia să se documenteze și să-i citească pe clasici. S-a mutat într-un oraș universitar, astfel încât el să poată merge la facultate. A insistat ca el să meargă la facultate. Mai întâi, soțul ei s-a opus, oarecum, după care a început să-i placă. N-a trecut mult și deja devora operele clasicilor. Nu mai vorbea decât despre Platon și despre Aristotel. Voia ca mâncarea să fie gătită așa cum se gătea pe atunci și să mănânce hrana simplă pe care o mâncau ei. Viața ei devenise un coșmar. După întâmplarea aceea, n-a mai încercat niciodată să schimbe pe cineva. Singura persoană pe care trebuie să o schimbi, ești tu așa cum ne spune și Neville Goddard. Pe măsură ce tu te schimbi și lucrurile din jur încep să se schimbe, atunci și oamenii se vor schimba. Când ești netulburat de o anumită situație, aceasta dispare în cele din urmă de la sine. Imaginea exterioară a vieții tale este reprezentată de suma totală a credințelor tale subconștiente oriunde mergi, iei aceste condiții cu tine. Sunt puternic în Domnul și în forța puterii sale. Sunt susținut de puteri nenumărate. Putere înseamnă dominare, iar dominare înseamnă control. Omul controlează condițiile printr-o cunoaștere a legii spirituale. Să zicem că problema ta e reprezentată de lipsuri, Nevoia ta urgentă este să-ți satisfaci nevoile. Conectează-te cu această putere dumnezeiască din tine și oferă mulțumiri pentru că ți se oferă imediat cele de trebuință. Dacă ești prea implicat în situația actuală, dacă ești plin de îndoiel și de frici, mergi la un practician pentru a primi ajutor, la cineva care să vadă limpede în locul tău. Un bărbat mi-a spus că în timp ce se afla la un centru al adevărului din Pittsburgh, i-a auzit pe oameni vorbind despre mine și a zis, Cine naiba mai e și Florence Covălșin?" Cineva a răspuns, a scris jocul vieții, Dacă îi scrii, va face un miracol pentru tine." Mi-a spus că persoana respectivă mi-a scris în cel mai scurt timp și a primit o demonstrație. Isus Hristos spunea: Când ambele părți se pun de acord, lucrul acela va fi înfăptuit. Nu șovăi să ceri ajutorul dacă nu-ți poți vedea limpede binele propriu. Isus Hristos vedea limpede în cazul celor pe care îi vindeca. Nu le spunea să se vindece singuri. Desigur, poți atinge starea în care să nu mai ai nevoie de niciun ajutor. Atunci când îți fixezi ideea că puterea lui Dumnezeu este singura putere și că planul lui Dumnezeu este singurul plan, nu putem lua bine cuvântarea de la inteligența infinită, aceasta trebuie să ne fie oferită. Omului îi revine sarcina să primească plin de recunoștință. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boii toate, încă și dobitoacele câmpului. Aceasta este ideea lui Dumnezeu cu privire la om, dar ideea omului cu privire la sine însuși e una caracterizată de limitare și eșec. Doar în momentele cruciale pare că omul se ridică la înălțimea puterii și a dominării sale. Abia când ne confruntăm cu o situație caracterizată de lipsuri, exprimăm brusc puterea care ne-a fost deja dată. Am cunoscut oameni care de obicei sunt agitați și neliniștiți, dar care devin calmi și puternici atunci când se confruntă cu o situație crucială. Ascultă, O Israel! Nu trebuie să luptați voi. Stați liniștiți și priviți izbăvirea Domnului. Oamenii întreabă adesea ce înseamnă să stai liniștit. Înseamnă să nu faci nimic? A sta liniștit înseamnă a-ți păstra calmul. I-am spus unui bărbat care era încordat și neliniștit, stai calm și privește izbăvirea Domnului. El mi-a răspuns, Doamne, asta m-a ajutat foarte mult. Majoritatea oamenilor se străduiesc prea mult. Își poartă poverile, își duc luptele și sunt prin urmare într-un veșnic tumult și nu o parte niciodată de ceea ce numim o demonstrație. Stai deoparte și privește izbăvirea Domnului. Urmând calea magică a intuiției, scap de toate complicațiile și divergențele și ajungi să te îndrepți astfel spre demonstrația ta. Amintește-ți că ni se spune să nu disprețuim lucrurile mărunte. E o mare greșeală să crezi că există un lucru neînsemnat. Eram în drum spre un magazin ca să cumpăr două articole. În apropiere de locuința mea sunt două magazine, unul mai scump și unul în care lucrurile vândute sunt puțin mai ieftine, dar articolele sunt absolut identice. Mintea rațională spunea, spunea du la magazinul mai ieftin, dar intuiția mă îndemna, du-te la cel scump. Desigur, am urmat calea magică. I-am spus vânzătorului ce doream, iar el mi-a zis: cele două articole vor fi vândute astăzi la preț de unul, pentru că se promovează unul din produse. Așadar, intuiția m-a condus către locul și prețul potrivit. Diferența de preț era de doar 50 de cenți, dar intuiția are întotdeauna grijă de interesele noastre. Dacă aș fi încercat să obțin ceva ieftin, m-aș fi dus la celălalt magazin și aș fi plătit de două ori mai mult. Învață din lucrurile mici și vei fi pregătit să gestionezi lucrurile mari. În cartea Cuvântul tău este bagheta ta magică, Florence Covășin vorbește despre iubire. Aceasta spune că odată cu iubirea, de regulă, vine și o frică imensă. Aproape fiecare femeie trăiește în subconștient cu ideea că o alta i-ar putea fura iubirea. Aceasta a fost numită cealaltă femeie. Sigur că ea s-a născut din credința în dualitate. Atâta vreme cât femeia vizualizează amestecul unei alte femei, acesta se va produce în realitate. De obicei, unei femei îi vine greu să creadă că este iubită de bărbatul pe care îl iubește, așa că aceste afirmații au rolul de a întipări adevărul situației asupra minții ei subconștiente, căci în realitate există doar unitate. Așadar, voi citi aceste câteva afirmații pe care să le folosiți atunci când doriți să manifestați o persoană Specifică sau nu pentru o relație amoroasă, și voi discuta după aceea puțin pe baza acestora. Fiind una cu Dumnezeu, cel nedivizat, sunt una cu iubirea mea nedivizată și cu fericirea mea nedivizată. Lumina lui Hristos șterge acum orice urmă de frică, de îndoială, de furie sau de resentiment. Iubirea lui Dumnezeu se revarsă prin mine un curent magnetic irezistibil. Văd doar perfecțiune și atrag către mine ceea ce mi-aparține. Iubirea divină, prin intermediul meu, Dizolvă acum orice obstacole aparente și îmi călăuzește calea către succes. Iubesc pe toată lumea și toată lumea mă iubește. Aparentul meu, vrăjmaș, îmi devine prieten, o verigă importantă în lanțul binelui meu. Sunt împăcat cu mine însumi și cu întreaga lume. Pe fiecare om îl iubesc și fiecare om mă iubește. Stăvilarele din calea binelui meu se ridică acum. Haideți să vedem în cele două exemple pe care Florence Covălșini le oferă, ambele femei erau măcinate de resentimente. De asemenea, îndoiala că ar putea să fie iubite, temerile Frica, acea frică care de cele mai multe ori se materializează pentru că vine cu un sentiment extrem de puternic, toate aceste sentimente trebuie eliminate atunci când manifestăm o persoană specifică. Pentru că atunci când vorbim de o persoană specifică, vorbim aproape de cele mai multe ori. De acumularea amintirilor, pentru că foarte multe din persoane au fost deja cu această persoană specifică și vor să o readucă în viață, și atunci, deși își doresc să manifeste aceeași persoană, rămâne acolo ceva nespus, rămâne un resentiment față de ceea ce acea persoană a făcut sau. Teama că nu mai sunt iubite de acea persoană, și automat, în momentul în care nu crezi că mai poți să fii iubit de, de acel om, intervine și frica că acel om își găsește o altă persoană care să-l atragă mai mult decât o faci tu. Și toate aceste frici și îndoieli, toate aceste povești pe care le îngădui în mintea ta, aduc realității povestea pe care o trăiești ulterior, și anume un bărbat rece, un bărbat care nu mai vrea să fie cu tine, un bărbat care își găsește pe altcineva. Așadar, este foarte important să înțelegem că trebuie să folosim arma iubirii necondiționate, dacă aș putea să o numesc așa, pentru că atunci când iubești necondiționat, nu mai simți ură, nu mai simți resentiment, nu mai simți frică. Iubirea necondiționată vine cumva cu. Acest mare avantaj de a șterge toate aceste sentimente negative, pe de-o parte. Pe de altă parte, ne spune Florence Covălșin și nu doar ea că nu e nimeni de schimbat în afară de sine. Motiv pentru care nu trebuie să. Controlăm mintea celuilalt, nu trebuie să încercăm să căutăm tehnici, metode de a-i hipnotiza pe ceilalți, de a-i controla pe ceilalți, pentru că nu este benefic niciunui dintre noi. Veți vedea că, deși probabil că veți găsi astfel de tehnici de a-i controla pe cei din jur, nici nu ține acest lucru și. Toate aceste efecte se întorc împotriva voastră. Viața, oricum, nu ar mai fi naturală dacă în fiecare zi ar trebui să ne coordonăm activitățile prin controlul și să controlăm, de fapt, activitățile persoanei specifice prin controlul minții prin diverse tehnici prin care să-i facem ca ei să se comporte într-un anumit fel ar fi foarte obositor și ar fi uh, neeficient din punctul meu de vedere. Dar în momentul în care te schimbi pe tine, în momentul în care tu te iubești pe tine cu adevărat, atunci omul din fața ta, care nu este decât oglinda ta, care este venit ca o reflecție uh, menită să îți arate de fapt cum ești tu, ce crezi tu despre tine, cu ce valori te identifici, acea persoană, prin faptul că tu te iubești pe tine, te prețuiești, uh, îți dai voie să te ierți, îi ierți pe ceilalți, Încerci și reușești în cele din urmă să nu te judeci pe tine, să nu-ți judeci deciziile pe care le-ai luat în trecut și implicit să nu-i judeci pe ceilalți, să nu judeci modul în care au acționat, atunci persoana din fața ta, persoana ta specifică, va reflecta acest lucru. Dacă tu te iubești pe tine, atunci și persoana specifică va veni către tine și te va iubi. Asta ne spune Florence Covel și în aceste afirmații iubesc pe toată lumea și toată lumea mă iubește. Pentru că momentul în care eu nu mai judec, în momentul în care eu las resentimentele deoparte, automat transmit același lucru către oamenii din jurul meu. Aparentul meu vrăjmaș îmi devine prieten, spune. Sunt împăcat cu mine însumi și cu întreaga lume. Pe fiecare om îl iubesc și fiecare om mă iubește. Din nou, iubirea de sine, lucrul cu tine, este foarte important pentru a vedea ceea ce faci în interior, reflectat în exterior, prin oamenii cu care interacționezi, inclusiv persoana specifică. Tot Florence în ne spune că iubirea divină, prin intermediul fiecarei persoane, dizolvă acum orice obstacole aparente. Aceste obstacole aparente sunt circunstanțele. Gândiți-vă la cele două povești în care acele femei aveau niște circunstanțe îngrozitoare, bărbați care aleseseră pe altcineva bărbatul din prima poveste care era foarte rece, care nu-și dorea căsătoria cu acea persoană care o părăsise pentru altă persoană. Circumstanțe care credem noi că sunt imposibil de schimbat. Avem impresia că nu se mai poate repara nimic, că nu se mai poate întâmpla nimic, dar sunt doar circumstanțe și îmi place foarte mult. Denumirea găsită de Florence Covălșin, obstacole aparente. De asemenea, ați observat că de cele mai multe ori Florence Covălșin vorbește despre alegerea divină. A doua poveste, spunându-ne că femeia a realizat că dacă bărbatul respectiv nu este alegerea divină, va fi fericită fără el. Cealaltă femeie care îl binecuvânta și spunea că așteaptă. Să fie cu el sau cu cineva mai bun. De foarte multe ori, Florence Covelșin vorbește despre acel lucru pe care îl dorim, sau acea persoană pe care o dorim, sau echivalentul care să fie la fel sau chiar mai bun decât ceea ce ne dorim. Ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul și în primul rând, detașarea de nevoie. Și detașarea de obsesie, pentru că în momentul în care spui îl vreau doar pe el, și nu mă interesează posibilitatea să accept pe cineva mai bun decât el, de fapt, este o obsesie care blochează cumva energia primirii, iubirii și a fericirii în viața ta pentru că scopul suprem este de a fi împlinit, de a fi fericit și trebuie să-l dai jos de pe acel piedestal, pentru că altfel subconștientul tău va înțelege că el nu este egal cu tine în primul rând că -l vezi ca pe ceva de neatins, că îl vezi ca pe ceva mai presus de tine, foarte, foarte important este să înțelegem dorința detașată de nevoie. Spune foarte bine acea uh, fată. Dacă nu este el alegerea divină, voi fi fericită fără el. Extrem de interesant. Deci, cu sau fără el, eu sunt fericită. Asta este o lecție foarte importantă atunci când vrem să manifestăm pe cineva, pentru că nimeni nu ți oferă fericirea, ci tu însăți. Fericirea vine din interior. Nu este nimeni responsabil de a-ți oferi fericirea. Și în momentul în care realizezi că cu sau fără acea persoană, tu ești oricum o persoană minunată, o persoană împlinită, o persoană fericită, o persoană completă, perfectă, atunci vei vedea cât de ușor vei manifesta. Iubirea persoanei specifice de cele mai multe ori. Oamenii manifestă persoana specifică în momentul în care realizează dacă ești tu bine, dacă nu, uh, iarăși bine, dacă vrei să fii cu mine bine, dacă nu, iarăși bine, pentru că, indiferent că tu ești cu mine sau nu, eu rămân aceeași persoană minunată, extraordinară, magnetică, perfectă, plină de iubire și de împlinire. Așadar, trebuie să înțelegeți că, în momentul în care spuneți, fie că vine el, fie că vine un echivalent, fie că vine cineva mai bun, nu înseamnă, de fapt, să renunți la dorința de a fi cu acea persoană, ci de cele mai multe ori înseamnă chiar să fii cu acea persoană, pentru că o dai jos de pe piedestal în momentul în care îți înțelegi cu adevărat valoarea, conștientizezi cine ești, indiferent de ceea ce se află în exteriorul tău. Pentru că n-ai nevoie de nimeni din exterior care să-ți spună că ești minunată. Îți va spune că ești minunată în momentul în care vei conștientiza că ești minunată. Dar atenție, multă lume intră în această capcană de a lucra cu el sau cu ea însăși, crezând că dacă lucrează cu ea însăși, vorbesc de o persoană acum, va influența manifestarea. Adică cumva nu o face în mod conștient, lucrez cu mine, pentru mine, pentru că vreau să fiu eu bine în primul rând și să acționez în mod divin, să iubesc pe oameni, să nu-i mai judec, să fiu eliberată de frici, să fiu eliberată de îndoieli, să trăiesc o viață eliberatoare. Nu, cele mai multe persoane spun, hm, vreau să manifest persoana specifică, motiv pentru care am auzit eu că e bine să lucrez cu tine și lucrez cu mine pentru că știu că după ce lucrez cu mine vine el. Și nu merge așa. Nu merge așa pentru că nu te poți păcăli pe tine. Trebuie să conștientizezi ce înseamnă să te schimbi pe tine cu adevărat. Și un alt aspect despre care vorbește Florence Covol și în, în al doilea exemplu când îi spune să-și pregătească căminul. De fapt, nu e important faptul că te duci și cumperi câteva lucruri, ci Florence Covălșin a îndemnat-o să trăiască din finalitate, pentru că în momentul în care căminul tău este pregătit pentru o relație, pentru căsătorie, de fapt tu îi transmiți subconștientului că ești pregătit, că trăiești din finalitate, că ai oferit toate condițiile trăirii în doi, Că de fapt tu deja trăiești ca și când ai fi cu acea persoană, faptul că îi faci loc în șifonier, faptul că ai un pat de două persoane și nu dorim într-unul de o persoană, tot felul de lucruri mărunte care să ajute subconștientul să înțeleagă că tu Ești pregătit să faci acel pas. Așadar, vizualizează, trăiește din finalitate, schimbă-ți conversațiile interioare, fără din perspectiva femeii sau a bărbatului care este deja într-o relație cu persoana specifică. Acceptă acea persoană specifică, mental în versiunea dorită de tine, pentru că în momentul în care tu nu mai privești acea persoană cu resentimente cu ură, cu judecată, înseamnă că tu privești persoana respectivă exact așa cum ți-ai dorit să, să fie, iubitoare, calmă, afectuoasă, implicată și așa mai departe. Deci aveți mare grijă la modul în care percepeți relația voastră cu acea persoană, modul în care gândiți despre acea persoană, modul în care gândiți despre ceea ce gândește acea persoană în relație cu voi. Da, spunea Florence Covel și în multor femeile este greu să creadă că sunt iubite de acea persoană ori dacă nici măcar nu crezi că acea persoană te poate iubi, cum poți să o manifesti? Cum poți să atragi acea persoană către tine dacă nu crezi că meriți? Dacă nu crezi că ești irezistibilă, dacă nu crezi că ești cea aleasă, dacă nu crezi că acea persoană poate să vadă în tine toate aceste calități? De asta mă întorc și spun nimeni și nimic de schimbat în afară de sine, pentru că în primul rând trebuie să te vezi tu pe tine așa, pentru că în momentul în care tu știi că ești cea aleasă, că ești irezistibilă, că ești magnetică, că ești minunată, că ești de neînlocuit, evident că acea persoană specifică va reflecta acel lucru și va veni și va spune, te iubesc, Ești minunată, ești de neînlocuit, ești aleasa mea, indiferent că am mai fost cu altcineva, am încercat, am văzut că nu pot să trăiesc fără tine, am văzut că cealaltă femeie nu era ca tine. Deci există toate aceste aspecte, dar atenție! Dă jos persoana specifică de pe acel piedestal pe care ai pus-o nu-ți petrece toată ziua manifestând-o conștient, pentru că subconștientul tău, dacă tu trăiești din finalitate, subconștientul tău știe că tu ești o persoană împlinită, fericită, într-o relație iubitoare, motiv pentru care, dacă te întorci la poveste de fiecare dată, la îndoiel, la frici, dacă îți spui de o mie de ori, afirm de o mie de ori, el mă iubește, el mă iubește, mai degrabă gândește-te la ce ar fi natural dacă acum ai fi cu acea persoană specifică. Ar fi normal să spui toată ziua de 100 de ori, el mă iubește, el mă iubește, el mă iubește, el mă iubește. Nu, pentru că n-ai spune asta în realitate. În schimb, întotdeauna să ai aceste conversații interioare, din finalitate, ca și când nu știu, vorbești cu el și faci planuri pentru ce mâncați la cină, tot felul de conversații care sunt normale într-o relație, faci în casă anumite lucruri care sunt normale într-o relație, aranjezi într-un fel bucătăria, masa când o pui, mai pui o farfurie acolo, adică tot felul de trucuri prin care să trăiești din finalitate și, foarte important, trebuie să trăiești viața de zi cu zi, așa cum este ea, cu lucrurile care îți plac, să ai grijă și de tine, să faci lucruri care te împlinesc, astfel încât să scazi un pic din importanța pe care o dai, manifestând toată ziua de dimineață până seara, și bineînțeles și pentru că nu doar Florence Covel și vorbește de această detașare, atunci când povestește despre acea pată pe haină, i-a spus prietenei, uită de ea. Adică nu sta să te uiți din secundă în secundă să vezi a dispărut, a dispărut, a dispărut. De asta e foarte important să-ți vezi de viața ta, să ieși cu prietenii, să te distrezi, să faci ceva care îți place, să citești o carte bună, să asculți ceva pe YouTube care îți place, să te uiți la un film, să asculți muzică, nu știu, să faci, să te duci să faci un curs, poate că întotdeauna ți-ai dorit să faci un curs de fotografie sau să înveți să te machiezi sau să machiezi pe alții sau un curs de nu știu, de limbi străine. Fă ceva care nu doar să-ți umple timpul, dar să-ți facă și plăcere, pentru că astăzi, dacă ai fi cu persoana specifică, te-ai preocupa și de tine, de evoluția ta, de dezvoltarea ta profesională, dar și personală, și ai face lucruri care să te împlinească și pe tine. Nu ai trăit doar în umbra partenerului și ai stat toată ziua uh, lângă acea persoană pentru că doar ea te împlinește, ai face lucruri care uh, îți plac. De asta eu spun întotdeauna, nu-ți spune viața pe pauză până când manifestarea ta se externalizează în lumea ta exterioară. Trăiește viața, manifestă, dar manifestă conștient și manifestă nu din starea de lipsă, nu din starea de angoasă, de frică, ci din starea naturală, din finalitate, bucurându-te de viață, du-te în interiorul tău. Și spune-i tot ce ai făcut astăzi, spune-i cât de bine ți-a mers, povestește-i ca și când le-ai avea în față și ați luat cina împreună. Nu ratați, pentru că pregătesc un curs uh, de conversații interioare foarte interesant. Sunt foarte mândră de acest, uh, de acest proiect. Uh, o să vedeți cât de natural putem să vorbim cu persoana dorită de. Uh, cât de ușor putem intra în conexiune cu aceasta. Așadar, acum, la final, pot doar să vă spun că este perfect fezabil să manifeste persoana specifică. Foarte multe persoane au reușit să facă asta, inclusiv eu. Așadar, dragilor, curaj, determinare, multă iubire și ce este venit în mod divin, va veni cu siguranță și va fi cel mai bun lucru pentru voi. Pace în suflet!